Moș Crăciun cu barbă albă. Moș Crăciun cu traista plină. Vechi stăpân atât de darnic al copilăriei mele, azi la noi sat te așteaptă toată casa cu lumină, cu colinde și cu cântec și cu crai ceteți de stele. Tu te furișezi în taină pe la fiecare poartă, cu pășirea ta tiptilă nu lași urme pe zăpadă, dar te simte întreg cuprinsul oropsiților de soartă când lași binecuvântarea peste capul lor să cadă. Tu cobori și în seara asta, tu cobori ca totdeauna pe pământul greu de rele, sol bătrân de gânduri bune, și înveșmânți cu un val de pace răzvrătirea înviforată. Cum te așteaptă în sat la mine? Du-te, du-te, Moș Crăciune, de nu ți-o fi peste mână, treci și pe la casa noastră. Beata mamă îngândurată este singură la masă. Tu măcar o rază în suflet îi trimite pe fereastră când vezi neatins și vinul și colacul de pe masă. Apoi pleacă, Moș Crăciune, pe oriunde-ți duce darul bătrânească și cinstită și curata noastră lege. Numai în lumea mea străină nu încerca să treci hotarul, căci și inima și casa sunt închise aici, moșnece. N-am ales întâmplător acest început, și asta pentru că poezia lui Octavian Goga ne duce cu gândul la Crăciunul de acum 100 de ani, maestre. 100 de ani de la Marea Unire. Da, o taină cosmică. Nu mai e astăzi nici măcar o copie palidă a ceea ce a fost Crăciunul încă atunci când Goga a scris această superbă poezioară. Pentru că atunci Crăciunul avea mister. Așa era organizat ca să fie o seară tainică. Crăciunul s-a sărbătorit după era la începutul erei noastre, dar el de fapt a intrat în lume ca o sărbătoare a nașterii Domnului în anul 335 al erei noastre, deci după Hristos, instituit de Sfântul Ioan Gură de Aur. În perioada Crăciunului, deci cam 2-3 săptămâni înainte, se închideau teatrele și circurile. Nu mai era voie viața lumească să se manifeste. Era o anumită stare de reculegere. Copiii învățau colindele pe de rost sau le repetau. Ele nu se cântau decât în seara de Crăciun. Atât. Nici în ziua de Crăciun nu se mai cântau. Deci în ajun. Și atunci ele produceau o stare de magie. Nici bradul nu se arăta. La copiii mici, așa să zic, până pe la 8 ani, pe
pe urmă se împodobea împreună cu ei, că le spunea părinții, uite, moșul ne-a dus bradul, dar vrea să-l împodobim noi, pentru că și el e bătrân și e greu să meargă pe la toate casele să-l împodobească. Dar la copiii mici, așa până la 5-6 ani, bradul nu se arăta, se aprindea și părinții spuneau, am impresia că am auzit un sunet în camera de dincolo. Domnule, erau mărmuriți și când vedeau bradul și darurile, era într-adevăr un moment cosmic, un moment care deschidea în sufletul copilului un lucru pe care nu-l va uita toată viața. Indiferent de teorii, indiferent de doctrine care pe urmă le va citi sau îi vor fi impuse, el nu va uita acea magie. Asta era rostul Crăciunului. Ei, în cadrul acelei magii, el intra în relație cu Iisus. Deci magia era legată de nașterea lui Iisus. Și atunci Iisus devenea contemporan cu el. Nu era într-o poveste uitată, care nu mai are nicio valoare, dacă el nu e activ. Deci el devenea activ până la sărbătoarea Paștelui, unde era o altă magie a suferinților lui Iisus și a învierii. Învierii care era o înviere simbolică și posibilă a omului. O renaștere. Că de asta s-a întrupat Iisus, pentru că de la Adam și până la Iisus lumea s-a înrăit. Deci Crăciunul și Paștele îi împrospăta omului starea religioasă, îi împrospăta starea mistică care funcționa din lăuntru lui și nu din afară. În zilele noastre, acest lucru funcționează din afară. Moș Crăciun vinde loze în plic din mai. El nu mai poate fi o magie. El nu mai poate fi ceva care vine de undeva, dintr-o lume necunoscută și în care nu că trebuie să credem, dar trebuie să-i cerem sprijinul la necaz și la nevoie. Că aici era problema păcatului. Omul, ca să poată scăpa de păcat, trebuia să-i fie scârbă de păcat. Sunt trei trepte de a scăpa de păcat. Să-i fie scârbă, să se forțeze să scape de păcat și dacă nu poate, să ceară ajutor. Și ajutorul unde era? La cineva care era deasupra omului, la o forță activă. Asta era Dumnezeu. Nu era un bătrân care ne notează acolo greșelile. Nu. Este un principiu activ care are puterea de a intra în om și a-l transforma. Iar trupul uman are puterea de a grăbi intrarea acestui principiu în el. Pentru că are o posibilitate de autoreglare. De-aia Dumnezeu, cineva m-a întrebat, dar cum de un Dumnezeu perfect poate să facă un om imperfect? Ori nu s-a priceput. E o întrebare bună. Da. Ori nu s-a priceput și atunci nu e perfect. Ori a vrut să-l facă așa. De ce? Da, așa a vrut să-l facă. Aici a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea acestui principiu. Înțelepciunea acestui bine, adevăr și frumos care este deasupra noastră.
l-a făcut pe om imperfect, dar i-a dat harul să se perfecționeze, să se perfecționeze dacă vrea. Adică i-a dat libertate. Da. Și omul nu beneficiază de acest har. Deci noi avem, ne-am îndepărtat puțin de la, dar o să revin la Crăciun, dacă mai e nevoie. Eu am explicat cam cum înțelegeam și așa era la mine în sat, așa era, nu mai e. Nu mai e nicăieri. Colindele, cântecele de Crăciun, au devenit un fel de divertisment. Deci nici măcar tradiție nu mai sunt. Noi tot spunem, am venit cu cântecele noastre tradiționale. Domnule, cântecele tradiționale trebuie să respecte principiile și legile tradiției. Deci, atunci de Crăciun se postea, cum am spus, să opreau circul, să opreau teatru. Intrai într-o zonă, într-adevăr, a tradiției, pentru că tradițiile și obiceiurile oamenilor erau în relație cu legile fundamentale pe care Dumnezeu le-a dat pentru armonia Pământului. Aici este fundamentul credinței în Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu nu are sens, pentru că numai armonia dă sens. Vrajba și cearta nu are adevăr, niciodată. Numai armonia are sens. Viața pe care o trăim noi astăzi, ca să venim puțin și la zilele noastre, această vrajbă, deci noi sărbătorim 100 de ani de unire în cea mai mare vrajbă în care a fost vreodată poporul român. Din păcate. Nu cred că a mai fost odată chiar în așa o mare zarvă și o mare lipsă de condescendență, o mare lipsă de bun simț, o mare lipsă de educație, o mare lipsă de cultură. Toate astea trebuie să ne dea de gândit, că nu suntem pe drumul cel mai bun. Tradiția la români a făcut ca acest neam să-și păstreze demnitatea, să-și păstreze forța lăuntrică, pentru că, așa spune Eminescu, monologul lui Decebal, puterea noastră e în dreptatea noastră. Cu ea odată vom muri și noi. Esenienii își învățau copiii de la 5 ani, școala începea de la 5 ani până la 20. Și îi învățau 3 lucruri în această perioadă. Să călărească, să tragă cu arcul și să respecte adevărul. Era fundamental. Deja adevărul este una din părțile dumnezeirii. Ei, de exemplu, așa ca o glumă, nu dădeau bani împrumut, pentru că spunea că întotdeauna datornicul nu respectă adevărul, datornicul minte. Deci vezi ce relații erau și neamul nostru le respecta. Erau, într-adevăr, costumul național este tot ceva legat de esență, de lăuntrul nostru. Am observat acest lucru și uitați-vă la fetele și la băieți îmbrăcați în costum național, sunt mai frumoși. Au o linie curată. Chiar și fetele mai puțin frumoase sunt frumoase. Și băieții la fel. Deci este un lucru care e legat de om. Iisus, când a fost întrupat,
El a venit ca om spiritual, dar s-a transformat în umanitate. Și Crăciunul era o formă de manifestare a umanității. Pentru că omul e o ființă ciudată, tainică, plină de contradicții interioare, dărâmat și înălțat de propria lui libertate, dar cu un suflet tainic, care nu va fi niciodată descâlcit, după părerea mea. Și noi nici nu încercăm să-l descâlcim, îl încâlcim mai tare în ceea ce facem. Pentru că tot ceea ce ar trebui să meargă spre limpezirea omului, spre îndumnezeirea omului și spre umanizarea lui Dumnezeu, nu funcționează. Nu funcționează. Îmi pare rău, dar artiștii noștri, marea majoritate, nu toți, dar marea majoritate, nu mai respectă principiul lui Aristotel de a potoli patimile oamenilor, ci le răscolesc. Și ei sunt oameni și sunt influențați de lume, de această lume. Iar la această lume, la această oră, după credința mea, lumea este, omenirea este într-un moment în care își pierde sau e pe cale să-și piardă judecata logică. Omul nu mai învață să gândească. Ori calea spre morală se face prin gând. Deci gândul este cel care activează voința. Uitați cum nu mai există o filozofie de viață. Crăciunul era o filozofie de viață. Intra într-o filozofie de viață. Dar cum curățești acest gând? E foarte greu să-l curățești. De ce a dus Moise poporul izraelit 40 de ani, l-a învârtit în pustie? Ca să uite. Și l-a adus după ce s-au născut niște generații care au început altfel să trăiască. Deci noi trebuie să ne întoarcem în pustie ca să putem să ne refacem. Dar lumea modernă nu ne lasă. Aici este și paradoxul. Paradoxul și fundamentul care ne duce spre rău. Pentru că întotdeauna, atunci când tehnica se dezvoltă prin lucruri care nu sunt trecute prin filtrul moralei, deci omul trebuie să caute. Vorba aceea biblică, crede și nu cerceta, s-a înțeles total greșit. Ea se referă numai la înțelegerea realității și a lui Dumnezeu. Înțelegerea realității nu are logică. Maestre, știu că aveți un psalm foarte frumos, da, care vorbește despre aceste tradiții pe care pe undeva le-am pierdut. Și cu permisiunea noastră, aș vrea să vă rog să le spuneți telespectatorilor acest mesaj prin psalm. Da. Cred că te referi la psalmul Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului. Exact. Doamne, mă îngrozesc de semnele cerului ce îmi arată că datinele neamului meu sunt deșertăciune. Adună, Doamne, turmele resipite pe văi și le adapă. Trimite, Părinte, bocitoarele tale să ne învețe fiicele boce de jale, până vor lăcrima genele noastre
lipsite de apă. Argintul cu greu cărat din Tarsis și aurul adus din Ofir, bătut în intarsii și fir, nu vor putea plăti și reface nici când pășunile munților noștri, furate și arse, și nu vor putea întoarce vreodată acasă animale și păsări plecate în cârt. Doamne, am părăsit legea Ta și pe mincinosul Baal l-am crezut. Pedepsește-i, Doamne, pe cei ce ne alungă din țară, din rostul străbun, dărâmat și vândut. Ridică, Doamne, norii, oprește ploile, ascuțite sulițe în coaste, să nu dea împârgă rodul rătăcirilor noastre. Și tăria Ta să nu ne facăiască și vremea pedepsei să nu se împlinească. Ajută-ne să facem ceea ce-i plăcut înaintea Ta. Și atunci acești mișei vor cădea în groapa săpată de ei. Este un psalm ca o radiografie, da, a în societății lumea nouă în care trăim. Ce să facem? Este într-adevăr o rătăcire de la Adam și până astăzi. Lumea are o cădere care nici nu se poate măsura. Adică de la starea aceea edenică pe care a avut-o omul inițial, el a mai păstrat-o și după cădere multă vreme pe pământ, deși se zice că Dumnezeu i-a luat sufletul lui Adam și i-a dat un suflet pământesc. Și atunci, după o vreme, văzând Dumnezeu cum se duce omul de râpă, a adus legea. L-a pus pe Moise să pună în fața oamenilor legea. Numai că legea nu-l schimbă pe om. Legea nu mai îl oprește. Legea nu-i schimbă natura. Natura noastră este o natură rea. Așa spune Sfântul Ioan, Evanghelistul, la capitolul 5, mi se pare. Lumea în rău zace. Omul este lumesc. Rău în el. Deci asta e viața noastră naturală, a instinctelor pe care le-am primit. Asta e viața după natură, în care trăim ca niște criminali pentru că ucidem tot ce mâncăm. Vine viața după lege, care nici aceea nu este împlinită. Pentru că dacă eu vreau ceva care e rușinos și legea îmi spune că nu e bine, eu nu mă opresc, eu continuu să mă gândesc la lucrul respectiv. Deci nici legea nu te schimbă. Și atunci omul trebuie să primească o altă viață pe care o are zelogită. Pentru că asta spunea marele Dostoevski, cel mai mare spiritolog al lumii, că în răuntrul nostru, în sufletul nostru, în prelungirea, în adâncurea sufletului nostru, acolo este rădăcina divină. Acolo este Dumnezeu. Deci Dumnezeu e în noi, dar noi trebuie să îl activăm prin voința noastră. Și atunci trebuie să prin această viață rea am primit-o. Nu noi suntem de vină că o avem. Așa ni s-a dat. Ei, acum trebuie să ni se dea o altă viață, dar aia trebuie să o cerem. Și nu ajungem la ea. Toate acțiunile noastre sunt legate de voința noastră. Deci credința în acea putere de care spuneam, cum spune Sfântul Augustin, Sfântul Maxim Mărturisitorul, spune că Dumnezeu este o entitate născătoare de viață, puterea puterilor. Ei, noi
trebuie să credem că există această putere și fără ea noi nu avem în lume sens. Sensul dă numai lumea divină. Lumea fizică ne dă forma, lumea spirituală dă conținutul, iar lumea divină dă sensul. Asta primeau inițiații. Pe vremuri, Pitagora, de exemplu, era inițiat, și alții, și Platon, și alții, și alții. Dar acele lucruri s-au perimat. Omul s-a tot îndepărtat de condiția lui primară. Din cauza asta a venit Iisus. Pentru că se zice că până la Iisus au mai fost niște momente în care omul a luat o razna și Dumnezeu l-a oprit. A fost perioada Atlanteii, când a venit Enoch, care a învățat pe om vorbirea. A fost pe urmă perioada civilizației hinduse, când i-a dat lui Krishna, i-a dat Dumnezeu înțelepciunea, merindea de înțelepciunea lumii. Toți ăștia au fost activați de sufletul edenic al lui Adam. De asta l-a întrupat Dumnezeu pe Iisus și l-a făcut om. Că dacă îl lăsa numai fiul lui așa, nu-l înțelegeam. Dacă om, deci Iisus nu este un idol. Am mai spus treaba asta. Iisus este un ideal. Deci fiecare om trebuie să urmeze acest ideal. Părintele Stăniloae spune la un moment dat, cadrul vieții lui Iisus trebuie să fie cadrul vieții fiecărui creștin. Când Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, exact asta a spus. Dar noi oricare putem să fim. Iisus a spus la un moment dat, a spus, acolo unde sunt eu veți putea fi și voi. Dar a mai spus așa, acolo unde vă adunați doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul vostru sau în mijlocul lor. Așa. Ei, asta e fundamentală. Da, maestre, iertați-mă, ați spus că unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Exact, poate că acest gând l-au avut și înaintașii noștri acum 100 de ani când au făcut Marea Unire. Și da. Pentru că timpul... A fost Iisus acolo precis. Și pentru că timpul în aceste momente se precipită. Aș vrea, pentru că știu că ați recitat o poezie splendidă a lui Adrian Păunescu la Alba Iulia cu ocazia da. Marii Uniri. Da. Aș vrea să încheiem cu acest moment care să fie o temă de meditație pentru noi toți. Spuneam că unirea, centenarul unirii se face într-un moment de mare vrajbă. Și chiar sărbătorirea în sine a fost trecută așa ca la un neam care nu mai are demnitate. Bifată? Cum? Doar bifată? Da, bifată. Spunea la într-o poezie Păunescu, atunci de ce să mai plecăm la Alba? Spunea așa, săraci și triști, plecând spre Alba noastră. Câtă neunire e în acest popor acum. Mormintele eroilor unirii să iau pe tălp și pleacă fără drum. Ei, la această sărbătoare a Unirii s-a vorbit foarte relativ despre eroii Unirii și despre cei care au făcut Unirea, că Unirea a început de la Decebal. De la Decebal a început Unirea. N-au făcut-o numai cei de la Alba Iulia. Ei au copt-o, ca să zic așa, dar de frământat. Ea a fost frământată de Mihai Viteazu, a fost frământată de Horea Cloșca și Grișan, de toate marile personalități, de Ștefan cel Mare. Da, și atunci am spus, domnule, trebuie și un moment să ne amintim și de oameni ăștia. Și unul din ei ar fi Horea, care, după credința mea, este un martir universal. Și atunci am spus această poezie și am spun și acum, dacă... Vă rog. Dacă așa cere ordinea.
Voi fi ucis încet, încet, de roată, eu însumi martor lentei mele morți. Voi fi tăiat apoi și a zvârlit la porți, să nu mai pot să-mi aflu trupul niciodată. Mor pentru națiune. Și-mi trimit zdrobitul trup în patria eternă, în Apuseni, pe ultima mea pernă. Ne veți numi cu mult prea mari cuvinte și în istorie și în povești martirii suferinței românești. Va ninge peste noastre osăminte, dar cât vor fi aducerile aminte și tu, ardeal al tainicei nădejdi, cu țara mumă ai să te întregești, noi vom vorbi cu viii din morminte. Și brumă va cădea pe calendare în țara doar cu blânde roți, și de la Vidra va pleca un moț, și pe feleac vor fi mai multe care. Și în ziua când veți fi acasă toți, noi trei vom învia în fiecare. Din zbor, doar când iese soarele, sau tot timpul